Acțiunile ecologice continuă pe raza Comunei Șovarna. Primarul Prundeanu Constantin își arată în continuare interesul în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor săi. Edilul reușește de fiecare dată să-i determine pe cetățeni să se implice activ la orice eveniment social desfășurat la nivelul comunei. De această dată este vorba despre o acțiune de plantare a puieților. Un mediu curat și îngrijit s-a dovedit a fi important pentru locuitorii comunei Șovarna, care cu fiecare ocazie se implică din propria voință la orice acțiune ecologică desfășurată cu ajutorul edilului Prundeanu Constantin. Mai exact în perioada 15 martie-15 aprilie se serbează la nivel global luna pădurii. Profitând astfel de această ocazie, atât angajații primăriei cât și alți locuitori de aici s-au arătat dornici de a da o mână de ajutor naturii, prin plantarea unor puieți pe raza comunei. Încântat de implicarea concetățenilor săi, primarul Constantin Prundeanu le-a mulțumit pe pagina sa de socializare, precizând totodată faptul că activitățile ecologice pe raza comunei și o varna nu se vor opri aici. La acțiunea ecologică au participat atât angajații primăriei, cât și câțiva cetățeni ai comunei dându-și seama cât de important e mediul pentru viața noastră. Pe această cale aș dori să le mulțumesc pentru implicare și să vă anunț că activitățile ecologice vor continua pe raza comunei noastre. Atât noi cât și copiii noștri merită să aibă o comună îngrijită, a transmis Prundeanu Constantin pe pagina sa de Facebook. Cetățenii s-au arătat de asemenea încântați de această inițiativă, lăsându-i edilului lor diverse mesaje pe pagina acestuia de Facebook. Prin șirul acțiunilor ecologice inițiate de către primarul Constantin Prundeanu, locuitorii comunie au înțeles cât este de important pentru propria sănătate, curățarea și adunarea deșeurilor de pe domeniul public sau chiar plantarea unor puieți pe raza comunei.